cu copiii și se mutase acolo. El venea pe fiecare zi la copii, le ducea mâncare, le mai dădea și bani, nu mă mai... Și apoi a zis așa lucrurile, a zis el că poate să însoară, și nu mă mai așa, a zis că vrea să-și facă viață și s-a dus. L-am găsit acasă, noi am intrat, fata m-a luat și pe mine, mamă, să mergi tu, m-am dus. Între timp, ducându-mă acolo, fata l-a lăsat mașina în drum, că am închiriat o mașină de-aia să ia lucruri. Ce ai să mergem, poate ne lasă cu mașina acolo. Și am intrat cu copiii și ce m-a luat, da, ce ia-ți-le, ia-ți tot, a zis el. Cu bună voie, el a ajutat, n-a luat fata, a zis Elena. Ce? Sunt copiii ei. Păi nu, să nu... Și între timp, ne-a lăsat la mașina de spălat și cu un televizor. Eu sunt dând lucruri la copii, cărți, caiete, că trebuia să o la școală. Și el a zis să le ia toate, i-a zis că n-am. I-a lăsat lui aragazul, i-a lăsat frigiderul, nu i-a luat. Noi ne-am pomenit, am luat, el a ajutat la mașina de spălat, care era importantă pentru copii. Și s-a dus să ducă un transport și a rămas cu copii și el între timp, eu îi zic, bă, Cornel, te să faci aici curățenie, că de... Ea a schimbat o lingerie, a pus alte, a schimbat pe el, ce nu mai, că după ce pleca, zice, o să dau fol acasă, o să dau drumul la butelie și mă omor și-o, că n-am de ce să mai trăiesc, a zis el. Și după aceea, fata s-a dus să ducă un transport, eu am rămas cu copii. După ce fata luasem ce mai avea, luasem niște caiete stamitul, și asta mica a urcat-o maică să am dubă în spate, că n-aveam loc în față, decât eu cu fata și cu stanitul, spate cu duba. A închis-o, pe tine te-a chemat mama ta, nu? A închis-o maică, să plecăm. Maică s-a așa adus aminte că mai avea două covoare. S-a dus după covoare, el s-a dus, a luat două cuțiți. Fata luând acolo covorul, vine pe ea grămadă. Eu cu stanitul nu ieșisem în camere, luam niște jucări de-ale lui. Și eu m-am urcat pe fată, pe el, i-am luat cuțitul din mână, se întăiată, mi-a sar. Cuțitul nu i-am dat drumul până în Sandro la mine mână, el îl băga pe dărâm pe unde putea și cuțitul l-am prins. El când a văzut că am prins cuțitul, s-a sculat după aia și a fugit afară și a venit cu alt cuțit. Copiii spune că dă, domnule, mai dă mașina lui, care mașina la scară, la inimă, de la marfa, unde are el marfa pe mașină. A venit cu alt cuțit, după aceea fata și cu nepotă meu s-au dus spre ușă, numai mai să închideți ușa și o împingă să nu intre el în casă. Da, bine era închis. Fata era închisă mașină și eu între timp n-am putut să... Eram jos și m-a ridicat și el a venit și a pus-o pe spate tot și a dat la gât acolo, a picat două, trei cuțite și... Ați încercat să o salvați și totuși... Nimic, și băiatul a țâpat. Ea zicea, nu mă omor, că rămân. Deci cuvintele ei zicea, nu, te omor. Te-am iubit, că te omor, că știu că nu rămâi și... A fost toată, copilul s-a dus, fata a țipat de mașină să o descuie, a venit și a descuiat-o băiatul și... A sunat fata, sună mama la poliție, salvare, la ce a sunat. Și au venit vecinii și asta a fost tot. Dar au mai fost certuri între ei de la ce? Da, certuri, da, mereu a mai fost fugită fata la vecini, la mare. Da. Atât, cam atât, dar n-ați. Mai avem de făcut că ne-o la morg, avem treabă. Deci încerca să o salva și s-a dus să alta cuțit. N-am putut, s-a dus la cuțit și a dat la beregat. Dacă nu se întorcea după covoare, poate avea vreo șansă sau ce? Nu, că el tot făcea ce făcea. Era croit să o... Fata a văzut că bea dintr-o sticlă și cum a dus, era niște spirit început și a băut de spirit. Înainte, fata m-a mai zis, tati, bea dintr-o sticlă. Ce faci, colele, bei spirit? Nu, ce vrei, iau zahăr. Și luau și zahăr, cum l-aș da dintr-un borcat. Unde crezi că e acum? El e fugit. Știți ceva de el, nu știți nimic? Nu, e fugit pe vale. E fugit, nu știe nimeni, îl caută, nu știu. Deci nu știu.